Regina! Da, salut! Ei, ce noutăți am eu, îți rămâi șoc! Dar ce noutăți ai? Chiar sunt curioasă! Ei, sunt multe, trebuie să-mi fac claritate în gânduri! Hai, tu faci claritate în gânduri, dar eu voi faci curat! Ei, câte noutăți am eu, nu așa, Regina? Un ceișor și ava la ceai? E, dacă te pui la ceai, atunci sunt noutăți bune. Am plecat! Dar cum? Am ușa să mănânc? Dar măcar spune despre ce merge vorba! Așteaptă tu! Ce-s de curioasă? Curioasă! Mă duc să fac ceai? Hai! Îți pune niște prăjituri? Ceișor, Regina? Hai! E, hai cum ai râs, la câte noutăți am eu, chiar sunt eu de pe vecană, dar pe meu cană sunt inima în mine. E, ce nu fac eu pentru noutăți? Așa e bună? Mai mare! Mai mare? Aha! Așa? Ai bun! Am mereu și oricum ne stuc noutăți în minte. Hai, stai, mă pui! Gata, hai spune, hai spune! Nici am zbiu numai ceai, deci am luat ceai și am luat scățel. Acuș, acuș, îți dau ceva dulcișor. Vecina! Eu întâi mănânc sărățel și am trec la dulcișor, că mi-e rău. Facem, facem tâi. E unde sprăjesc eu? Câte vrei? Două! Mănânci și avocado? Da! Și sfaglac-s curios! Hai, vecina, eu cât prăjesc, tu povestește! Nu, 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 că e mult de povestit! Oare ce vrea să-mi spune? Ah, și frumusețe are vecina aici! Ia să-mi pune un ceai, o bucățăc! Parcă-s prințes. Vecina, eu mă sunt la tine ca la mine acasă. Poftim, vecina. Draga mea, vecina, eu când mănânc o leac de murătură, apăc altfel vorbile, știi? Imediat îți aduc castraveți și nu fac eu pentru noutate. Bună! Hai, întâi să mâncăm sărățelul, dar la dulce îți spun tăiat noutăți. Eu când mănânc dulce, așa merg strună. Strună cuvintele, ia! Da, da! Și să-ți mai aduci aminte, să nu uiți nimic! Nu mă duc acasă, în seara nu mai mănânc. Ia că mănânc și acasă. Dar când mănânc la tine, parcă alt gust, parcă alt poftă. Nu mă duc în acasă. Lasă că eu mai vin cu noutăți la tine. Văd un tot ziua să-ți aduc noutăți. Hai, ce strânge masa și adu dulcișor. Hai, hai, dulcișorul mai târziu. Acum tu spui noutatea. Eu ne-am găsit dulcișor singură. Dă-ți cu noutatea, că mănânc dulcișor și cam la trebușoară, trebuie să mă mai duc la o vecină să-i spun. Când merg pe drum la vecina și el alt am avut compune. Ce-ți compui? Mi-aduc aminte, adică. Ei, vecina, vaca-l cheamă rusea? Dă 3 litri de lapte, femeie! 3 litri de lapte? Așa că-i mult, tocmai 3 litri! Da, da. Te stai! Tu și vaca-i ca capra? Și cu tine, femeie, eu îți povestesc că am mult spre vacă, dă tocmai 3 litri! Asta nu-i mult! Capra dă 2 litri la mulțoare! Ei, da, vezi dacă n-am vacă, nu m-a pușit nici o boabă. Și odată 30.000 de lei pe vacă, femeie, și odată! Cum? M-a dat 30.000 de lei pe vacă? Nu mai gândă de 5.000 de capră! Hai, las tu vacile, căprele, laptele, spui tu noutatea! Asta și-a fost noutatea, care noutate mai vrei? Eu pentru asta te-am hrănit, ți-am făcut ceai mult, ți-am dat prăjituri. Las că-ți mai spun o noutate, dar asta e mie plăcută. Am auzit în sat că se face un casting. Ce fel de casting? Stai liniștită,
tu printre participante nu ești. Numele tău deloc nu figurează acolo. Dar mie îmi trebuie să fiu în gura lumii. În sat se votează și nici ei mei gospodină din sat. Și cine crezi că -i? Nu știu, ori și mie. Evident eu. Am fost votată ca fi cea mai gospodină femeie din sat. Ei, dacă ești gospodină, tu te acasă și mănâncă. Da-ți gospodină, că eu acasă nu fac mâncare. Eu duc noutățile de la una la alta. La mine e lună în bucătărie. Ia la dânsă. Eu că am învățat minte. Și îmi trebuie minte că noutățile astea nu înțeleg. Cât timp am pierdut eu aiurea, în loc să fac ordine în casă. Mai vii tu la mine, hai. Am hrănit-o și e gospodină.